secunde și 3 sferturi ce mi-au fost îngăduite înainte de a muri, am încercat să mă gândesc la o ultimă poveste în loc de rugăciune pentru fratele meu. Și nu mi-a ieșit decât o notă de subsol la o poveste. Și nota e cam așa. Un băiețel fericit și sănătos pe nume Mical Caturian, în ajunul zilei când părinții aveau să înceapă să-l tortureze timp de 7 ani, a fost vizitat de un om făcut tot numai din perne și cu o gură mare deschisă mereu într-un zâmbet larg. Iar omul acesta i-a povestit lui Mical despre viața de teroare care va urma și despre cum se va termina atunci când foarte iubitul lui frate îl va sufoca cu o pernă pe podeaua rece a unei închisori. Iar omul pernă i-a sugerat lui Mical că ar fi poate mai bine dacă și-ar pune capăt zilelor atunci și acolo. Iar el i-a răspuns: dar dacă eu mă omor acum, fratele meu nu va mai auzi cum sunt torturat, nu? Nu, a răspuns omul pernă. Dar dacă eu nu va mai auzi cum sunt torturat, atunci e posibil să nu mai scrie toate povestirile alea frumoase pe care le va scrie, nu? Adevărat, a răspuns omul pernă. Iar Mical s-a gândit la asta câteva clipe. Ce a zis? Păi, eu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Adică eu să fiu torturat și să plâng și el să audă, pentru că eu cred că o să-mi placă povestirile fratele meu. Cred că o să-mi placă foarte tare. Povestea ar fi trebuit să se termine într-un mod destul de trist. Cu Mical trecând prin tortură, cu mine scriind povestirile doar ca ele să fie arse mai târziu, de un dobitoc de polițist. Dar a fost, bineînțeles, scurtat de un glonț care mi-a spulberat creierul 2 secunde prea devreme. Și poate că e mai bine că nu s-a terminat așa. Deoarece din motive cunoscute doar de el însuși, polițistul a ales să nu dea foc povestirilor, ci le-a așezat cu grijă în mapa lui pe care a sigilat-o apoi pentru a o deschide peste 50 de ani. Asta mi-a distrus finalul trist. Tristețe care ar fi fost cumva mai în spiritul lucrurilor.